Pentru a-l ajuta pe singurul medic care a rămas la serviciu în cadrul secției de oncologie a Spitalului Județean, managerul unității medicale, Tiberiu Tătaru, a apelat la un rezident care a fost de acord să vină la Târgu Jiu să facă gărzi. Lucrurile nu pot să se deruleze după ceea ce s-a întâmplat acolo la fel ca înainte, mai ales că noi avem doar 3 medici, dintre care 2 acum nu mai sunt la serviciu. Așadar, să acoperi o linie de gardă cu un medic, chiar dacă secția respectivă face gardă împreună cu altă secție, oricum este aproape imposibil să acoperi o gardă cu un singur medic al specialității oncologie. Drept pentru care avem o rezidentă în anul 5 pe care am solicitat-o și a fost de acord să vină să intre în regim de gărzi. Doar medicul Adrian Blendea se ocupă însă de zecile de pacienți internați în spital cu diferite forme de cancer. Tiberiu Tătaru recunoaște că situația este destul de dificilă, ținând cont că un singur om face față cu greu numărului de pacienți. În acest moment funcționăm cu 2 medici pe linia de gardă și cu unul singur pe spitalizarea continuă, respectiv ambulatoriu integrat. Acest lucru, bineînțeles, creează un oarecare disconfort, dar până acum pacienții n-au avut de suferit, toată activitatea a preluat-o domnul doctor Blendea și, din păcate, este o activitate greu de dus de un singur om, dar până acum a rezolvat toate cazurile care au fost. Sperăm ca și în viitor să le rezolve. Pe lângă personal de suferit, mai au și pacienții. Nu mi se pare deloc normal. Deci un bolnav, dacă este bolnav, trebuie tratat. Procurorii au dispus control judiciar în cazul celor 7 persoane care au fost audiate la Târgu Jiu. Printre acestea se numără și Mariana Găvănescu, șefa secției de oncologie a Spitalului Județean de Urgență. În total au fost audiate 60 de persoane. Angajatele de la oncologie își făcuseră 2 firme prin care asigurau servicii bolnavilor la domiciliu. Din secție luau datele bolnavilor de cancer, iar după externare prescriau tratament, însă îl decontau pe firmele private. Evident, în mod fictiv, susțin procurorii. Conducerea Spitalului speră ca lucrurile să se clarifice cât mai repede. Eu sper ca totuși să se clarifice mai devreme, cât mai devreme cu putință lucrurile privitoare la medicii noștri, ca ei să poată reveni la serviciu și lucrurile să se desfășoare normal din punct de vedere al pacientului. Anchetatorii susțin că această rețea funcționează de aproape 8 ani, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 400.000 de lei.